Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Mă bucur să vă găsesc sănătoși în casele dumneavoastră și în această după-amiază de sâmbătă, pentru că iată emisiunea Viața la zi, așa cum v-a obișnuit de aproape 14 ani de zile, vine în casele dumneavoastră cu informații la cald, la zi, am putea spune. Stimați telespectatori, după cum știți, administrațiile publice din România, administrațiile locale, joacă un rol foarte important prin oamenii care deservesc serviciile din administrația publică, joacă un rol foarte important în viețile noastre. Dar este o problemă aici pe care eu am observat-o și aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră, stimați telespectatori. De multe ori, noi cetățenii stăm pe tușe și suntem observatori și clamăm că suntem de acord, că nu suntem de acord și uităm, dragi telespectatori, că noi, cetățenii, suntem obligați să participăm chiar la conducerea propriu-zisă a localităților. Despre aceste lucruri și despre cum se dezvoltă o localitate din imediata apropiere a Bucureștiului vom vorbi pe larg în minutele care urmează și eu vă mulțumesc încă o dată și vă rog să ne urmăriți pentru că alături de mine este domnul Gheorghe Petre, primar în comuna 1 decembrie, o comună la câți pași, bine v-am găsit domnule primar, la câți kilometri de București? La 9 kilometri de București. 9 kilometri, iată, de București. Eu știam că sunt 8, de aceea am vrut să mă asigur că nu greșesc. Am auzit lucruri frumoase despre dumneavoastră, că v-ați îndeplinit cu prisosință promisiunile pe care le-ați făcut în 2012. În deschiderea emisiunii noastre, eu aș vrea pentru telespectatorii care chiar nu vă cunosc și pentru că vreau să îmi însușesc și eu o lipsă din cunoștințele mele pe care le am despre dumneavoastră, să ne spuneți câteva cuvinte, adică să vă prezentați dumneavoastră ca și om. Deci în 2012 veniți cu pretenția să candidați și reușiți să ocupați fotoliul de primar. Haideți să vedem, Petre Gheorghe, cine este el? Petre Gheorghe este un om care s-a născut și a crescut în această localitate. Așa. Ca orice tânăr a plecat în oraș să-și caute un rost. Da. După care, la nu foarte mult timp, am decis să mă întorc în localitate și să fac ceva pentru localitatea unde m-am născut. Întrucât, între timp, au apărut și doi copii în familia mea, m-am gândit că și copiii ăștia ar trebui să crească tot în același mediu în care am crescut și eu, în comuna lor, dar încercând să creăm condiții mai bune pentru ei. Așa. Asta a fost... Experiența dumneavoastră, mă iertați că vă întrerup, vă permitea să înainte de 2012 am activat în Consiliul Județean Ilfov ca și consilier județean. Așa. În acest timp, lucrând tot în zona administrației publice la o societate de salubritate. Prin urmare, dumneavoastră ați avut așa o ambiție și a zis, domnule, eu vreau să fac ceva pentru comuna mea. Da. Mi s-a părut că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Da. Și am hotărât să vin și să îi imprim așa o traiectorie bună localității. Dar pe ce vă bazați dumneavoastră în momentul când erați așa de sigur că o să imprimați o traiectorie mai bună? M-am gândit că foarte multe lucruri necesare nu s-au făcut.
Și le vedeați posibile? Le vedeam posibile și mă gândeam că numai dacă nu îți dorești să realizezi ceva, nu poți să realizezi, numai dacă nu îți dorești. Această localitate a avut de la Revoluție și până în 2012 diverse tipuri de primari. Și primarii deștepți, și primarii bătrâni, și primari tineri, și primari cu educație. Așa. Și care credeți că era motivul pentru care lucrurile stagnau aici în comunitatea eu, în decembrie? Eu cred că în primul rând legea fondului funciar a făcut ca fiecare primar în timpul mandatului lui să piardă din vedere, de fapt, obiective foarte importante pentru cetățenii comunei. S-au ocupat de fondul funciar și au neglijat toate celelalte activități. Oportunități de dezvoltare. Da. Ce responsabilități v-au animat în momentul în care ați văzut atâtea lucruri care nu erau cum trebuie în activul și pasivul localității? Și aici aș face o paranteză, pentru că telespectatorii trebuie să știe că eu am avut, iată, privilegiul de a vorbi cu domnul primar Petre și la început de mandat, în 2012, și mi-este foarte ușor acum să punctez niște chestiuni. La preluarea mandatului de către Petre Gheorghe, aici în Comuna 1 Decembrie, erau multe discordanțe, așa cum am spus, între activul și pasivul localității. Datorii mari de la bugetul primăriei, deci datorii neachitate către furnizori, lucrări începute și neterminate, dar banii cheltuiți, o întreagă comunitate de oameni nemulțumiți de modul cum arăta, cum se prezenta localitatea. Deci responsabilitatea față de angajamentul care vi l-ați luat față de cetățean. În ce măsură ne puteți vorbi acum că s-a îndeplinit? Responsabilitatea pe care mi-am asumat-o în momentul în care am candidat, nu am crezut că are dimensiunea reală. Eu am evaluat altceva, aveam alte date pe masă, datoriile pe care eu le-am preluat nu erau cele reale, pentru că nu toate datoriile erau înscrise în situațiile financiare ale societăților respective, ale primăriei, nu erau înregistrate. După o lună, două, trei de zile, după o ordonanță dată de guvern în ajutorul societăților, în sprijinul mediului de afaceri, au apărut, cred că s-a dublat suma. Și în primul an am vrut să-mi dau demisia, am vrut să plec acasă. Am vrut să plec acasă, de trei ori am vrut să plec acasă, pentru că nu vedeam cum să mai redresezi o localitate cu asemenea datorie. În același timp a apărut și legea insolvenței și falimentului la instituții, ca și la societățile comerciale, se aplica la fel și am zis gata. Intrăm în faliment. Nu eram deja în faliment, noi nici nu mai intram în insolvență, nu era vorba de 20%, de 30% grant de îndatorare, era vorba de vreo 400%. Adică, deci vorbim de anul 2012. Da, în 2012, la sfârșitul anului, am constatat că bugetul pe următorii 4 ani era amanetat deja. Deci noi trebuia să plătim, dar în timpul ăsta trebuia să asigurăm ceea ce cetățenii își doreau, ceea ce eu îmi doream în momentul în care am hotărât să candidez. Cetățenii cunoșteau situația? Nu cunoștea nimeni situația și la un moment dat, poate nici acum nu cunosc cetățenii situația în care eu am preluat această primărie. Dar nu asta este important. Până la urma urmei, eu personal m-am plictisit să tot spun ce datorii, vai, ce, adică să prezint așa motivul pentru care da. N-ați putea să faceți ce trebuie. Da. M-am concentrat să asigur serviciile publice la care cetățenii
cum să spun, își doreau să le aibă, da? Și mă refer aici la transport public, pentru că fiind aici la 9 km de București, vă dați seama că majoritatea celor care au serviciu activează în București. Da. Adică trebuie să te gândești foarte bine că dacă nu le asigur mobilitate, ei nu o să meargă la servici. Cu ce să-și întrețină copilașii, cu ce să-și plătească taxele și așa mai departe. Adică îi condamnam la un moment dat și pe copilașii care mergeau la liceu neavând transport sau neavând bani să meargă, să abandoneze școala și să ajungă într-o zonă neagră a societății. Asta a fost prima măsură. Da, prima măsură și primul punct pe care eu l-am gândit, să asigur mobilitatea cetățenilor așa, către și dinspre locurile lor de muncă și respectiv școlile copiilor. Ce constatați noastră că s-a întâmplat în ultimii ani aici, în localitatea 1 decembrie? Doamnă, vă spun drept, și omenești, cam 66, bărbăți 67. Cine a făcut omul ăsta? Nici nu-l cunoștea până acum. Uite cine. Să vede. Pe cuvântul. Nu-l cunoșteam. Ziceți așa și ce ați mai constatat că s-a făcut? Uitați. Asta. Să vede omul gospodar, om muncitor, om... Pe cuvântul meu. Sunteți mulțumit. Da. Ce constatați că s-a schimbat? Grădinița? Da, grădinița, da, e foarte bine cu grădinița. Curățenia în localitate? Da, și curățenia în localitate, sigur că da, e ca lumea, da. Nu pot să sunteți mulțumită de cum e? Sunt mulțumită, nu știu, tineretul ăsta, cum... Vorbiți cu cineva mai tânăr, da. Mai tânăr, dacă eu am 74 de ani. Oricum s-a schimbat de ani. Oricum s-a schimbat. Față de anii trecuți, nu? Da, doamne, da. Da. Sunteți bucuroasă că aveți un loc de joacă aici pentru copii? Da, foarte bun. Când s-a făcut acest loc de joacă? Păi, anul trecut. Anul trecut. Da. Până atunci n-ați avut? Am mai avut unul comun în partea cealaltă, dar n-a fost terminat încă. N-a fost terminat. Dumnă, în ultimii ani, începând din 2012, ce constatați noastră că s-a întâmplat în rău sau în bine aici în comuna dumneavoastră? În mai bine. În mai bine? Da. Ce constatați că s-a schimbat? Păi s-au făcut blocurile, s-au învelopat blocurile, s-a făcut grădiniță așa. În comună. Primărie? Primărie în comună. Și da. Ce părere aveți? E un semn că omul acesta s-a dedicat localității, că a avut resurse mai multe? Cum apreciați dumneavoastră? Da, într-adevăr, să vede o schimbare mai bună. Stimați telespectatori, suntem în continuare în comuna 1 decembrie și anume pe strada Victoriei. Este un sunet care ne deranjează în interviu, dar zicem Doamne ajută că există, iată un autobuz, un mijloc de transport 1 decembrie București. Toate acele măsuri care le-ați luat, domnule primar, cu abonamentele, cu gratuitățile față de cetățenii care fac naveta, probabil că va duce o notă de mulțumire în mandatul acesta. Sunt foarte mulțumit că acest obiectiv, și anume asigurarea transportului public, a fost poate singura mea promisiune, pentru că în campania electorală din 2012 am constatat că foarte mulți copii erau retrași de la școală din cauza faptului că părinții nu aveau bani să susțină transportul lor către liceu. Și erau practic condamnați să se retragă de la școală. Deci sunt foarte mulțumit pentru că am reușit să mă țin de cuvânt și să asigur de fiecare dată, chiar dacă nu am avut resurse întotdeauna, am gestionat
foarte atent cu Regia Autonomă de Transport București acest contact de transport public și am reușit să-l susținem și să-l menținem, astfel încât cei 2000 și vreo 200 de cetățeni care pleacă zilnic către București și se întorc. Un număr destul de mare, da. Domnule primar, cu ochiul liber se vede așa că infrastructura stradală cred că vă face probleme sau vă aduce reproșuri din partea cetățenilor. Atât în perimetrul acesta, pentru că vom vedea și mai departe. Ce ne puteți spune? Și iată, fațadele blocurilor arată așa cum arată. În primul rând aș vrea să vă spun despre infrastructura stradală. Infrastructura stradală nu că am neglijat-o sau am lăsat-o pe în vreun plan secund, dar suntem în plină desfășurare a proiectului de canalizare, de introducerea canalizării și era probabil chiar inoportun, inoportun să ne apucăm să asfaltăm străzile, după care să intervenim să le spargem. Nu, în primul rând o să introducem canalizarea, după care proiectul și finanțarea de la Ministerul Dezvoltării pe Programul Național de Dezvoltare Locală este asigurat pentru asfaltarea tuturor străzilor din comuna 1 decembrie. Dar le vom face la momentul la care trebuie să le facem, astfel încât să nu irosim banii. Și fațadele? Vis-a-vis de programul de anvelopare, vreau să vă spun că timp de 2 ani de zile din mandatul meu am reușit să anvelopăm 600 de apartamente. 600 de apartamente din totalul de 2000 au fost anvelopate. Deci suntem într-un în curs proces de rezolvare. Da, suntem în curs de rezolvare. Chiar zilele acestea am obținut, am eliberat certificate de urbanism pentru cele 43 de blocuri care au mai rămas neanvelopate, urmând să le introducem în programul național, astfel încât să putem să beneficiem de finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Erați dezamăgit, ați vrut să vă dați demisia. Care a fost cheia care v-a permis totuși să rămâneți? Cum ați gândit? Ce plan managerial ați făcut? Cu echipa, singur? Nu, nu. Ia spuneți, nu e singur, interesant să vedem cum ați reușit dumneavoastră, pentru că poate că sunt mulți primari în situația asta și să vedem cum au decurs treburile. Soluția salvatoare, am încercat să restructurăm datoriile pe care le-am moștenit prin în primul rând prin procese, da, în procese în instanță, am acționat toate societățile și toate contractele le-am denunțat cumva și parte din ele le-am câștigat, parte din ele le-am pierdut pentru că oamenii își făcuseră și ei documente și datoria. După care guvernul ne-a mai ajutat, ne-a oferit la un moment dat, ne-a oferit șansa să luăm împrumut cu 5% dobândă. Adică ne-a făcut o facilitate, ne-a dat cu 5% dobândă pe 5 ani, astfel încât să putem să ieșim din zona aceea de faliment. Da. Practic primăria risca să se desființeze, se mutau într-o primărie din zona, la vecini, la Jilava sau la Copăceni, nici nu știu unde, se hotăra. Vă prelua Copăceni. Da, ne înghițea peștișorul. Da. Și pas cu pas, așa ușor, ușor, am început să ne reorganizăm. Să le rezolvați să rezolvăm încet. Da. Telespectatorii trebuie să știe că această localitate, 1 decembrie, de lângă București, imediat, când am filmat eu în 2012, avea o primărie într-un parter de bloc. Neîncăpătoare, birouri mici, nu puteai să intri și să ieși, că te loveai de cineva. Iată, vin acum în 2016, după un mandat, chiar vi se termină mandatul și găsesc o primărie spațioasă, primitoare. Haideți să vedem, să începem cu această mare realizare a dumneavoastră în primul mandat. Asta a fost prioritatea mea și am și spus, chiar dacă lucrăm și facem un sediu, pentru că este important,
nu pentru primar, pentru localitate, pentru orice cetățean, instituția reprezentativă, primăria pentru comuna asta, într-adevăr stătea la parterul unui bloc, da? Cu un subsol inundat de vorbim dejecții. Și despre asta. Da. Am hotărât că cetățenii din comuna asta și merită respect. Da? Nu poți să-i primești după 30 de ani, să-i primești în același loc întortocheata. Dar v-a ajutat și Dumnezeu. Haideți să fim, vedeți, la omul care se angajează să rezolve treburile, vi s-a ivit, să zic așa, posibilitatea să puteți să câștigați o clădire. Asta făcea parte tot din restructurarea acelor datorii despre care vorbeam. Bun. Da. În locul unei datorii, o firmă va da clădirea. Da, s-a preluat clădirea de la o societate și s-a hotărât ca aici să se facă primărie. Așa. Lucrările astea la sediul respectiv și schimbul ăsta, practic, darea în plată, a fost făcută pe mandatul trecut. Nu a fost făcută de mine. Eu, dacă am considerat că primăria este ceva necesar pentru localitate, am continuat. Am alocat de fiecare dată din puținul nostru acolo, am chivernisit frumos bănuții și am alocat câte o sumă și am continuat astfel încât în primul mandat, în mandatul ăsta, să avem și noi o clădire reprezentativă. Bun. Pentru că e important până la urmă, nu pentru mine. Un punct pentru dumneavoastră. Să vedem mai departe. Grădinița. Nu aveam grădiniță în 2012? În 2012 aveam o grădiniță în care... cum să vă spun, copiii noștri învățau, se prezentau acolo la activitate un număr de 35, 37, 40 de copii în 14 metri pătrați, 12 metri pătrați, tot așa, săraci. Într-un bloc. Nu într-un bloc, unul era în, o locație era în casa învățătorului care e din 1900, are 100 de ani. Parte erau amestecați cu, cu elevii de la 1-4 și parte era în altă locație. Deci era o chestie foarte răspândită, foarte pestriță și foarte urâtă, ca să zic așa. Deci nu asigura în niciun fel... În ce împrejurări ați reușit să rezolvați cu grădinița? Singura solicitare pe care am făcut-o atunci, în anul 2012, a fost pentru grădiniță, să mă asociez cu Consiliul Județean să realizăm obiectivul grădiniță. O parte din banii am primit de la Consiliul Județean. Adică ați făcut o construcție nouă? Nouă de la zero. Temelie. Da, am strâns bănuții din 2013, am primit banii pentru obiectivul grădiniță, o parte din ei, 30%. După care am mers și la Ministerul Dezvoltării, am mai luat și de acolo o parte și o parte de la bugetul local. Și s-a putut face această grădiniță pe care noi o să o arătăm în toată splendoarea. Câți copii beneficiază de ea? Deci în momentul de față avem 225 de copii înscriși. Dragi telespectatori, am bucuria să arăt aici, în comuna 1 decembrie din județul Ilfov, că o gândire managerială de excepție a avut loc, o schimbare extraordinar de bine, și anume pornind de la covorul asfaltic, îi zic eu. Uitați și dumneavoastră cât de bine s-au gândit cei care au făcut proiectul pentru grădiniță ca acești copii să nu mai aibă accidente, da? Da, da, e un design de excepție. Proiectanții, cei care au proiectat și grădinița, au proiectat și curtea asta și n-au uitat amănuntul ăsta că acești copilași trebuie să fie protejați. Și sunt într-adevăr protejați. În primul rând pentru că sunt aici sub ochii noștri, sub ochii și ai mei, ai primarului și ai celor din primărie. Și în al doilea rând că sunt
sunt protejați așa, în general. Gărdule. Și așezarea grădiniței în fundalul acesta unde nu circulă mașini? Da, asta a fost de bază în procesul de selectare al locației, da? Ne-am gândit în primul rând să fie într-o zonă liniștită, într-o zonă și cu verdeață, și într-o zonă în care să nu existe circulație, auto și așa mai departe. Deci copiii ăștia sunt protejați, ca să nu vorbim de clădirea asta, care eu cred că e una dintre cele domnul primar, mai sigure. Ca și om tânăr, iată, puteți să apreciați că primarilor în anumite întâlniri li se ascultă părerile, ideile, opiniile, se ține cont de ele la nivel național, mă gândesc. La nivel național, da, în comunitățile noastre, noi trebuie să ascultăm părerile și să luăm în calcul părerile cetățenilor și, practic, să facem, eu vă spun acum, în situația noastră, săptămâna viitoare, o să dezbatem public bugetul pentru anul 2016. În această deci dezbatere, ați întârziat? Pentru că trebuia să închidem situația financiară și nu mi se pare că am întârziat. Am avut bani de funcționare, da? Am înțeles. Dar trebuie să-l gândim foarte bine, să ne consultăm cu cetățenii din comună și să stabilim prioritățile împreună, pentru că asta este esența relației. Dar sunteți liniștit acum ceea ce privește bugetul? Eu sunt... Nu sunt, că nu e normal să fii chiar liniștit. Mi-aș fi dorit mult mai mult, dar Dumnezeu ne-a ajutat. Lucrează cu dumneavoastră. Da, Dumnezeu ne-a ajutat să scăpăm de cele mai mari datorii pe care le-am avut și acum mă gândesc eu că o să gestionăm bine. Ajuns și în zona străzii Grigore Moisil, alături de mine în continuare Petre Gheorghe, primar aici la 1 decembrie. Se vede treaba că munca sau anveloparea, să spun, la blocuri este edificatoare pe această stradă. Pe Grigore Moisil, în programul de anvelopare, deocamdată au intrat decât două blocuri. Blocul din dreapta noastră, PK4, și următorul, PK5. Programul continuă, întrucât, cum să spun, timpul nu ne-a permis să mai introducem în program și alte blocuri în toamna trecută. Asta fiind în curs de finalizare. Da. Stimați telespectatori, uitați ce diferență este între imaginea trecută, acum câteva minute, și imaginea de aici cu blocurile. Ce frumos arată un bloc anvelopat și culoarea și se încadrează perfect la o stradă terminată în ce an? În toamna trecută am asfaltat-o, în luna octombrie. Au mai intrat și alte străzi în asfaltare? Au mai intrat, da. Strada asta face parte dintr-un proiect pe care îl derulăm cu Ministerul Dezvoltării și în care avem cuprinse un număr de 26 de străzi. Oh, interesant. Pe ce fonduri ați făcut asta? Pe un program național, Programul Național de Dezvoltare Locală. Am semnat un contract de finanțare și avem 26 de străzi, dar, repet, lucrăm în funcție de introducerea canalizării pe acele străzi. Aici am introdus canalizarea, am refăcut canalizarea, pentru că, până la urmă, problemele de la subsolurile blocurilor aveau ca și cauză și canalizarea, care era subdimensionată, colmatată, prăbușită și așa mai departe. Deci, în zona asta am introdus canalizare, magistrala de canalizare este schimbată, este nou făcută și astfel am putut să introducem strada Grigore Moisil în programul de asfaltare. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb aici, dar pe scurs să-mi spuneți, sunteți pregătiți cu
proiecte pentru a le accesa, proiecte europene? Pentru că 2016-2017 se aude că sunt ani importanți, da, pentru accesare. Suntem foarte pregătiți, avem pregătite proiecte pentru școală, pentru extinderea școlii și construirea unei săli de sport la școala 9-5-8. Avem un proiect tot așa pe fonduri europene pentru un after school pentru elevii de la 1-4. Uh-huh. Avem un proiect care zic eu că o să fie un proiect de excepție tot aici în zona în care ne aflăm, la 200 de metri de strada pe care ne aflăm. Avem un proiect de realizarea unui bazin semi-olimpic de înot. N-aș vrea să fac acum referire la el pentru că suntem în faza incipientă, dar am aceeași presimțire care am avut-o și pentru proiectele pe care le-am realizat până acum, că se va pune în mișcare cât de curând și acest proiect. Pe lângă aceste edificii care trebuiau rezolvate, să vedem în ce măsură marea problemă cu subsolurile, pentru că telespectatorii trebuie să știe că 1 decembrie are niște blocuri, pentru că, sigur, pe timpurile dinainte de 1989 erau alte vremuri, altă gândire și aici găsim blocuri. Cu toate că suntem o comună care ar fi trebuit să aibă case una și una. Prima fază am asanat acele subsoluri, le-am golit, le-am curățat, am refăcut instalațiile de canalizare pe banii primăriei, pentru că acele blocuri nu aveau asociații de proprietari. Prima problemă și prima prioritate era să asanăm acea infecție, hemoragie care se scurgea direct în pânza freatică și aveau șanse foarte mari cetățenii să se îmbolnăvească de diverse boli. Uh-huh. Următorul pas a fost ca noi să-i ajutăm, să-i sprijinim pe locuitorii acestor blocuri să se organizeze în asociații de proprietari, astfel încât să poată să intre în parteneriat cu primăria. Acum, în momentul de față, pot să vă spun că în procent de 99% au asociații de proprietari. S-au constituit, au început să vorbească între ei, să socializeze, să conștientizeze că problemele... Să-și mai facă și ei lucrările acolo? Bineînțeles, ușor, așa, ușor. Aici trebuie să le spun telespectatorilor noștri, pentru că noi ne aflăm, iată, la 8 km 9 de București. Cum poate să treacă pe la o primărie atâta mari de ani niște oameni deștepți, mai puțin deștepți, gospodari, mai puțin gospodari, și să nu observe și să rezolve o problemă care ține de sănătate, de civilizație, de educație, de viață până la urmă? Putem spune, stimați telespectatori, că este vorba de rea voință, de indolență. Uite așa pătrund în administrația publică oameni care, în afară de a-și rezolva problemele personale, pentru că trebuie să punctăm că în multe din administrațiile publice găsim SRL-uri și nu administrații publice în interesul cetățenilor. SRL-uri în interesul celor care vremelnic sunt la conducerea acestor administrații. Dar sigur că sunt atâtea lucruri de spus aici la 1 decembrie că îmi vine greu numai o oră să stau de vorbă cu dumneavoastră. Colectivul din primărie, sunteți mulțumit? Cum colaborați cu ei? Sunt pregătiți? Ați luat măsuri? Vreau să expuneți clar... De la începutul mandatului, din prima zi de mandat, eu am încercat să stabilesc anumite reguli vis-a-vis de personalul primăriei. Parte din ei au înțeles, parte din ei n-au înțeles. De afară nu puteți să-i dați. Legea nu afară n-am putut să-i dăm și nici nu mi-am dorit
Nu mi-am dorit așa, n-a fost o chestiune imperioasă ca să-i dau afară, nu. Eu am zis că fiecare conducător își imprimă traiectoria și stilul și modul de lucru care îl are și, care, și pe care și-l dorește. Urmând ca echipa să intre în dispozitiv și să se plieze pe, pe tipul conducătorului. S-a întâmplat și aici ca unii să conștientizeze, da? Iar alții sunt cei oamenii sistemului, care nu pot fi schimbați sau nu se văd schimbați. Ba, o să-i arunc pe geam, cred că. Așa. Cred că o să-i arunc pe geam în următorul mandat. O să restructurăm și treaba asta, pentru că mie nu-mi convine ca omul când vine aici. Păi omul, cetățeanul vine o dată sau de două ori la primărie. Vine o dată să-și plătească impozitele și mai vine o dată să-și iau adeverință sau ceva. Da. Băi, nu poți să-i zâmbești. Să-i zâmbești pentru că, practic, omul ăla îți dă energia, îți dă... ești plătit din, și din banii lui, nu numai din banii lui, dar și din banii lui. Și aici aș vrea să vă întreb. N-ați remarcat că, eu știu, atât funcționarii cât și primarii, aparatul administrativ consideră în ziua de astăzi că ei sunt stăpâni, stăpânii cetățenilor și nu invers? Vedeți, noastră se discută limitarea la numărul de mandate și eu cred că sunt de acord. Eu cred că sunt de acord ca să se limiteze, domnule, la două mandate, pentru că intervine o rutină, intervine o nebunie, intervine o, nu știu cum să spun, impresia că ești atot știutor, atot puternic. Nu, domnule, în două mandate ai timp să-ți implementezi două proiecte mari, dacă ești serios, două proiecte mari. Am două proiecte, vreau să fac canalizare. Am, dacă mandatul meu era un mandat normal, adică nu preluam datorii, cu siguranță terminam proiectul ăsta care n-a fost făcut de 30 de ani, îl terminam în primul mandat. Nu s-a putut pentru că am preluat atâta. Vreau să spun că în următorul mandat implementăm aceste proiecte, da, mari pentru localitate și importante. Sunteți sigur că mai luați un mandat? Nu știu, eu nu găsesc motive să nu iau al doilea mandat și să nu duc proiectele astea. Da, adevărul este motivele. Că eu am obligația să mă informez înainte de a vorbi cu un interlocutor și am observat într-adevăr că referirile la dumneavoastră sunt pozitive, adică fac trimitere către un nou mandat. Domnule Petre Gheorghe, emisiunea n-are tentă politică, însă vreau să-mi spuneți, este bine, domne, să faci parte dintr-un partid? Te avantajează ca primar? Ești, tu ajuți partidul sau partidul te ajută pe tine? Forma de organizare a unui partid, așa? Vedeți, dumneavoastră, este importantă pentru că partidul respectiv, până la urmă, este organizat ca și statul, da? Ca și statul. Are diverse departamente și statul, diverse instituții, ministere și așa mai departe. Este bine să faci parte dintr-un partid, pentru că până la urmă nu poți să... V-a avantajat faptul că... Bineînțeles că sunt informații, sunt departamente care lucrează, sunt specialiști care lucrează în diverse departamente în cadrul unui partid politic, care îți pot oferi informația de care ai nevoie. Nu trebuie să mai te gândești tu unde trebuie să mă duc. Păi mă duc la departamentul de dezvoltare și acolo, de acolo mă informez ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, dacă nu știu. Dacă am o anumită experiență, cu atât mai bine, dar orice informație e bună. Mă gândesc că este bine să faci, chiar dacă acum, în momentul de față, partidele sunt blamate. Sunt... Așa, dar aceste partide, prin reprezentanții săi, nu sunt uneori o piedică pentru edil, pentru că, eu știu, reprezentanții mai vin cu rezolvarea unei probleme, ca o societate, prin interpuși. Eu nu că am, zic, fă și tu aici, bagă-mi și mie societatea, un interes. Am avut parte de așa ceva, până acum n-am avut parte de așa ceva și cred că nu o să am parte. Eu fiind într-un fel recunoscut și mai rebel așa, da? Nu am avut parte, nimeni nu a trimis pe nimeni, nu s-a întâmplat niciodată așa. Problemele care eu le-am rezolvat prin insistențele mele, prin... O altă întrebare?
înaintea, ați terminat școala aia unde erau buruienile pe, pe fundație? Proiectul ăla este, l-am refăcut acum, am refăcut proiectarea la el. Așa. Și o să-l introducem pe programul operațional regional și o să luăm banii europeni pentru că bugetul chiar nu își mai permite să facă. Și nici guvernul și da. Nu mai sunt programe care să funcționeze și unde să ne putem ne încadra. Atâta timp cât sunt proiectele astea europene deschise axe pentru așa ceva, o să îl încadrăm acolo. Am avut o tentativă, dar constructorul de acolo era la pușterie. Deci noi, când m-au chemat ăștia de la POR să semnăm contractul de finanțare, a zis, veniți cu constructorul. Și nu prima. N-am făcut cine să vin. Aveți un regret în ceea ce privește acest mandat, o nemulțumire? Mi-aș fi dorit, bineînțeles, să închid în primul mandat măcar parte din proiectul de canalizare. Dacă aș fi să am vreun regret, ăsta ar fi singurul, că nu am avut bani suficienți și că am avut o situație financiară dezastroasă și n-am putut să termin asta. Dar îl trec cu vederea și am speranțe că o să-l terminăm în mandatul următor. Apă a oamenii, toată lumea? Au apă, da, toți. Așa. Stație de epurare? Stație de epurare, iarăși anul acesta am găsit înțelegere, chiar zilele trecute am găsit înțelegere la președintele Consiliului Județean, care, vedeți, e la alt partid. Dar și de-aia vă spuneam că partidele nu contează până la urma urmei, când există un obiectiv de interes local sau județean, partidele dispar. Da? Și rezolvarea se găsește, adică se găsește dialog. Președintele Consiliului Județean, care cunoaște foarte bine situația stației noastre de epurare, care a fost abandonată, dar a fost raportată că funcționează din 2010, nu din 2012, cu 2 ani înainte de alegeri, aia a funcționat, duduia, iar ea n-avea nici curent electric. Domnule primar, dar ceva dosare penale pe aici au fost? Dosare sunt peste tot, da, acum stadiul da. Și... Eu dar nu sunt ale noastre. Nu trag semnale de alarmă pentru că rolul emisiunii Viața la Zi nu este de a da oamenii pe mâna DNA. Rolul nostru este de a arăta, stimați telespectatori, că în România se muncește. Noi ne-am propus să vedem lucrurile din partea, din unghiul frumos, din unghiul bunei credințe. Și refuzăm să credem că sunt oameni care trec ca gâsca sau rața prin apă, prin niște funcții și își umplu buzunarele. Se ridică o întrebare, locuri de muncă, pentru că eu sunt convinsă că sunt atâtea de făcut, dar locuri de muncă, investitori, investitorul autohton? Investitorii îi aduci foarte greu în zonă, dar atâta timp cât nu sunt utilități. Iar eu mă gândesc că prima prioritate pe care am avut-o și anume introducerea sistemului de canalizare o să ne ducă și nouă investitori. Asta una. A doua, climatul eliberărilor, autorizațiilor, avizelor s-a schimbat total. Adică la mine pe masă nu rămâne o hârtie decât o noapte. Vă referiți la cei care solicită? Da, la cei solicită. Care solicită. Dar pentru că să foarte înțeleg mulți... eu că după 26 de ani, iată, nu aveți niciun investitor pe raza comunei? Avem investitori, dar nu sunt investitori mari, sunt investitori mici. Eu ce locuri de muncă am putut să creez, le-am creat. Am adus un profi, un magazin profi. Acum suntem în... Dar de producție nimic? De producție mai puțin. Avem un producător de mezeluri care este din zona de aici și are câteva locuri de muncă. La fel, cei care au venit să investească aici ne-au întrebat canalizare avem?
N-avem. Păi da, eu cum să-l mint pe om? Stimați telespectatori. Cum să-l mint pe om? A venit un, un procesator de lapte care avea, avea nevoie de 100 de persoane să lucreze. Aveam forță de muncă aici, în zonă calificată. Mulți au lucrat în domeniul ăsta în, alimentar, da? În, chiar pe raza localității, în fosta întreprindere de, de sere, unde exista și fabrică de Pepsi, exista și fabrică de lactate, existau multe abători de pui. Toți când vin, întreabă, avem canalizare? Dacă nu avem canalizare... Și când terminați canalizarea? În zona industrială, unde noi am creat prin reglementările care au fost posibile, pentru că până la urma urmei obiectivul principal din mandatul următor sau printre obiective o să fie și modificarea PUG-ului, Planul Urbanistic General, care să reglementeze... Deci cam în ce an? Da. Păi anul viitor. Anul viitor. Domnule primar, o altă problemă foarte mare este locuințele pentru tineri, pentru tinerele familii. Ce promisiune aveți într-un viitor apropiat pentru cei care nu au locuință? Eu am Câți copii aveți am pe aici? Depus, da, și eu mă bucur că avem copii. Asta înseamnă că suntem tineri. Da. Am depus la Ministerul Dezvoltării, există un proiect care se derulează prin Agenția Națională de Locuințe, prin ANL, și am depus o solicitare, am depus o, o locație unde să vină ANL-ul și să construiască 200 de apartamente pentru tineri. Deci este deci o speranță avem, și aici. Da, avem, avem speranță. Bun. Știu că de la bugetul de stat s-au alocat banii pentru treaba asta. Da. Stimați telespectatori, sigur că multe lucruri s-ar putea spune despre Comuna 1 Decembrie, pentru că, cu toate că pe aici, așa cum am mai spus și în interviul din interiorul primăriei, s-au perindat fel și fel de oameni la conducerea primăriei, lucrurile au rămas nerezolvate. De ce, ce și cum a făcut noul primar din 2012 să rezolve aceste probleme, este o enigmă pe care numai cetățenii de aici, din comună, din județul Ilfov, pot da un răspuns. Eu am venit cu un crâmpei din viața acestei comune aici, în ediția aceasta de la emisiunea Viața la Zi de pe Nașul TV. Vă mulțumesc frumos, domnule primar. Și eu vă mulțumesc. Apreciez deschiderea dumneavoastră și invit pe primarii din România să ne sune să participe la această emisiune. Vă mulțumesc, la revedere!